Trebuie doar să crezi în tine. Puterea e, te va face bine. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Bună dimineața! A plouat aseară. A plouat aseară, vrei să încep cu discuția asta? Soare, nu mai plouă. Azi nu mai plouă. Da, de unde până unde e starea ta de bine acum, Ana? Că ieri îți pe aici și nu mai puteai să vorbești, voiai acasă. Acum gata, e soare? Da, da, e soare pentru că pe mine nu mă face un bărbat. Păi văd că te-a făcut ieri pe un bărbat. Pe mine nu mă face un bărbat. Puțin. Dacă ieri stăteai și plângeai pe ce și nu mai puteai să vorbești, nu mai era capabil nici măcar să reci două cuvinte și ai spus că vrei să pleci acasă. Da. Azi ce te-a făcut să te schimbi? Încă susțin asta. Dacă e să plec acasă, plec acasă cu capul sus. Nu. Înseamnă că reacția ta de ieri a fost doar așa, de vrăjeală, cum a spus. Înseamnă că oamenii și-au bătut joc de mine și am suferit și am fost dezamăgită de oamenii care au fost lângă mine. La pot cu Răzvan, care am fost și eu la rândul meu. La pot cu Răzvan când te bupai cu el. Alo, alo. Unde? La pot cu Răzvan când te bupai cu el, acolo ai suferit? Cine m-a pupat? M-am pupat eu cu Răzvan. A venit să facă o poză cu mine și m-a pupat pe obraz pentru poză. Mă lași, mă, tu aia care suferești și nu mai puteai să vorbești nimic. Am stat tot singură, puteai să stai cu ochii pe Adelina când eram acolo, nu puteai să te bucuri de moment, trebuia să stai cu ochii pe noi. Am stat tot singură, acolo, pe prostiile alea și a venit la mine din milă, probabil. Din milă? Păi dacă tu nu mai voiai să stai lângă nimeni, ai spus nu vreau să... Păi nu am venit lângă nimeni, el a venit să facem o poză. A văzut că sunt supărată și a venit să mă mai poză. A spus nu vreau să aprobe niciun bărbat de mine și nici eu de el. Și păi, da, ce, la se pare că lângă tine și stă cu tine. Combinat mai simpatic, așa cu cine voiai să stea? Păi cum poți tu ca femeie să accepti să se apropie alt bărbat de tine? S-a înscris la casting pentru mine, dar i-a intrat pentru Duțu. Și de la Duțu l-așteaptă pe Duțu și se păcut tine. Te-ai pupai cu Geluțu și te gândeai la Duțu? Foarte bine că l-a pupat pe Gelu. Foarte bine că i-a luat florile. Bravo ei! Voi ați avut un schimb de replici, tu și Codruț. Și pare că ai făcut totul din răzbunare. Să-ți fie rușine să știi. Dacă tu crezi vreodată că eu te-am folosit pentru emisiune... Nu fă așa, pentru că se vede. Se vede. Și o să te-o muști rău cu asta. O să te-o muști rău. Ce să văd? Codruț și Nava se sărutau departe de cameră. Mie îmi plăcea mai de mult de Nava, dar... Dar n-ai fost asumat și da. Mi-ai spus Anei. Da. Dar dacă ai vrea, da să-l iei. Bineînțeles. Face un lucru bun dacă pleacă din casă, pentru că oricum după apropierea de mine, el nu o să-și mai facă altă relație nu. În casa asta, nici dacă rămâne încă 5 luni. Nu! Se distra, domnișoara Cristina, pe suferința mea. După ce s-a pupat cu Răzvan, nu e adevărat. Codruț atâta roman. Nu e adevărat. Asta s-a întâmplat aici pe hol după ce s-a terminat emisiunea. După ce s-a terminat emisiunea, i-am scris pe hol lui Codruț și i-am spus că el oricum, după ce se întâmplă, s-a întâmplat astăzi, el tot o să aibă un loc special în inima mea și va fi acolo mereu egal ce se va întâmpla. Atât a fost sexist, da. Dacă te bucuați, bărbați, ce loc vrei să mai ai pe inima ta? Asta a fost înainte, fix după emisiune, înțelegi? Bana a venit după aceea să... Dacă faci chestia asta, iartă-mă pe mine. Nu am făcut nimic. Bă, te bub cu un bărbat și după aia îi dai mesaj. Nu m-am bubat cu el, mă, să rămâi în inima mea.
v-ați pupat, el avem poze. El a venit face o poză și m-a pupat pe obraz. Avem poze că v-ați pupat. Poți să aveți ce poze vreți voi. Așa. Nu mai aveți cu ce să dați mie, eu nu mai am nimic de păi pierdut. Păi nu trebuie să dăm, femeie, noi vorbim pe faptele tale și pe cuvintele tale. Pe faptele tale, luați-le la rost, pe răzvan. Fii romană care îmi pare rău că am fost mai mult. A, păi da, dacă tu supereai așa mult, nu te lăsai pupată. Despre ce vorbim? Păi dacă tu superi și toate cele, nu lăsai să te pupe, că eu ai plâns și te-ai jelit toată ziua. Nu ai cum așa ceva. Mă bucur că le-am și asortat astăzi. Da. I-ai spus, îmi pare rău că am fost mai mult pentru emisiune. Nu, am spus. Băi, am văzut mesajul. Nu știu ce am spus, dar oricum pot să-l aduc, pentru că nu mi se pare că a spus ceva rușinos. Îmi pare rău că am fost mai mult pentru emisiune. Îmi pare rău că nu l-am apreciat. Ana, te îmi spune, că le zic că trebuie să-i cap habar. Nu mă interesează de ce emisiuni. Mi-am pierdut șansa vieții. Lăsați-mă că e victimă acum. Nu mai ce lăsați-o, frate, că a inundat pe ăsta ieri. De lacrimi și aseară s-a pupat cu ăsta. N-ai văzut că așa stați acum în mine. Ce suntem? Ori suntem fierți pe dragoste. Asta a fost gen, dați în mine în continuare. Ori suntem fierți pe băiatul ăsta să ne pupăm pe la poduri cu el. Pe asta am zis și eu. Hai să ne hotărâm o dată. A inundat. Păi da, adevărul e că a fost romantic sub pod acolo. Romantic, nu zic nu. Da, mă, atmosferă. Pe ce să mai înțeleg? Mă vreau acasă, nu mai pot, nu mai da. Pot. Nu, nu pot să mă apropiu viața mea de alt bărbat. Nu pot să stau fără Codruț. Dacă nu e Codruț, e plec acasă și după aceea păcutim. Bă, s-a observat până acum că atitudinea mea e aceeași, indiferent care ar fi persoana. Adică i-a fost oricum. Rău, n-a bei, m-am dus la ea. Da, i-a fost rău ei, da, m-am dus la ea. La tine n-am ce să zic. La tine nu e ca și cum, mamă, acum am luat... Până la urmă, tu ești bărbat, te-ai apropiat de femeie. Până la urmă, toată e bărbat singur, frate, poți să fac. Oricum, am venit aici. Ăla se pupa cu naba asta. Da, clar. Da, chiar. Da, nu, da. Și la tine? Unde-i eu da, eu recunosc. L-a uitat. Păi nu uitat, el era vin. De domeniul trecutului. Eu l-aștept alta care se preface. Aia spune, nu mai pot fără Codruț să-i pupă cu Răzvan. Asta spune, eu vreau să-l aștept Păduțul, nu vreau să-l aștept. Dar dacă a simțit o conexiune... Ăsta era s-a pupat odată, de vreo 3-4 ori s-a pupat. Dar dacă a simțit o conexiune vis-a-vis de... Ăsta era el în depresie, n-avea chef de nimic, astăzi cu zâmbet până la urechi după ce s-a pupat cu naba. Păi cine știe, o fi simțit fata că poate nu mai vine Duțu, știi ce-a zis, bă? Nu. Nu, dacă eram dacă te uiți la storia lui Duțu, la storiile lui Duțu, îți dai seama ce se întâmplă cu Duțu. Geluțule. Și clar nu poți să aștepți. Duțu nu cunoaște, înțelegi? Păi tocmai, n-are de ce. Dar oricum. Ce a spus? Păi n-ai de ce să te legi de ea. Probabil era o mică simpatie, dar văzându-mă pe mine și-a schimbat ideea. Ia-o pe asta! Femeia oricum ia la buchetul de flori. Dacă a spus, fii atent aici. Bă. Ca să vezi și tu, că nu se pupă nimic, nu se pupă nimic. Vine și spune în primă fază, fără să-și asume în casă, că a intrat s-a înscris la casting pentru mine, dar i-a intrat pentru Duțu. Și de la Duțu nu așteaptă să se pupă cu tine. Păi voi ați avut toate conversații pe Instagram, voi ați avut inimioare, voi ați avut normal că în femeie s-a trezit oarecum. Fără vrăjeală, dacă aia stă numai cu Duțu în gând, a avut interes ca să ia florile. S-a trezit în ea o urmă de speranță. Dar văzându-te din bun simț, văzându-te că ești cu Adelina, îți dai seama că femeia și-a schimbat planul, ai înțeles? Eu zic că pe tine era fixată și cred în continuare că pe tine era fixată. Că m-a prins pe mine în simpatie mai mult, asta e problema a doua. Crezi tu asta? Cum să te pune în simpatie? Crezi primul. Dacă era în capul ei, Radu, Duțu și tu ești al treilea, cum ar veni să. Păi acum ești invidios, că nu poți să faci nu, nimic. Tu ești dacă vă amintiți, dar în top eu am fost primul. Când a făcut aia, când a venit aici, a spus Duțu, clar, pe primul loc. Da, de fapt, l-avea pe Radu care are relații și l-a luat pe Geluțu. M-a pus și în topul ei, nu vorbea eu. Păi da, frate. A fost Răzvan, Geluțu, Duțu. Că de un caracter ca al tău fug toate femeile. Femeia a prins oportunitatea, adică au zis, băi, poți să ieși în evidență cu ăsta. De un caracter ca al tău fug toate femeile. Și a făcut asta, Beatrice a prins momentul să zică, bă, până vine Duțu, ieși în evidență cu ăsta, știi? Mie îmi place de ea, ce vrei. Da, și ei plac trei bărbați, nu-i problemă de asta. Lasă-mă, cum v-ați avut conversații, eu zic că pentru tine a venit. Băi, eu ți-am spus.
Și eu aș sta cu o femeie care place trei bărbați și mai cum place situația asta, nu? Decât cu una, Cadelina, să suport orice, mă plictisesc. Să nu mai știu cu ce să mai cer, cu ce... O, dai în ea, tu mai mâine, păi mâine dai în ea, că nu mai știu ce să-i mai zic. Adevărul e că... Nu poți să o compari pe Adelina cu... Bă, oricum... Adevărul e că... Adelina, chiar că nu poți să compari. Adelina nu a avut în cap alți bărbați și după a venit la mine. Adevărul e că Beatrice asta e și distractivă rău, știi? Da, e acolo. Vezi că te faci. Nu te plictisești. Faci aproape stăpă asta, degeaba. Dai, timid, mă, ce vrei, prima zi, a doua zi, ce vrei, ai și tu răbdare. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut? Bună dimineața. Stai cu duțul în gând și iei florile astea, cum facem? Așa, stai cu duțul în gând și te pupă la pod, nu că iei așa, florile, și? Că aia că iei florile nu-i panică. Dar unde e problema? Cum a fost sărutul vostru? Nu, te gândeai la duțul în gând? Dar te interesează? Nu mă interesează așa mult? Întreb. Atunci? Te pupai cu geluțul și te gândeai la duțul? Nu, stai liniștit. Dar nu cum fac chestii de genul. Oricum, dar cum vine? Dacă ieri păi cum vine? Așa a fost momentul, așa am simțit, care e problema? Eu nu înțeleg, adică pe bune? Beatrice, ascultă-mă! Nu, eu nu cred că m-am pupat și cu duțul și cu toată lumea, în primul rând. M-am pupat doar cu duțul. Bă, sângele în el, ascultă-mă! Sângele în el? Cum poți sta cu o femeie care stă în fața lui Radu așa? Gelu! Imposibil așa. Băi, nu cred. Vezi că lui Gelu nu-i plac chestiile astea. Nu mai sta. Ia, mă. Deci cuvintele tale, viața mea. Vrei zi nimic la femeie când a stat așa. La Adriana, ai luat o relație cu ea să-i... La Adriana, la Adriana a observat, vezi când stai tu așa, vezi că nu vede. Asta ziceam și eu acum, ziceam Danielei. Zic că uite, Adriana, ascultă-mă. Ca să știi cum stai treaba. Nu am o relație oficială cum aveți voi. Sau cum ați avut voi. De până ieri ăsta... Asta e problema, frate. Eu nu am o relație oficială să pot să fac algerii. Dar cum stăm, pe bune, exagerat, ce aveți? Dar chiar, bă, geluțule, te-ai legat de Adriana, că stă numai în decolteu. Ai înțeles? Asta trist. Bă, repede! Nu am o relație oficială cu papa! Dar nu contă, poți să-mi spun de aceea! Nu ai, 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 părerea mea, dacă tu poți să accepti, nu am părerea mea. Dacă tu ai fie la pot, v-ați băgat. Nu vrei să fii, când aveți relații. Afară de client vorbim. Erau nepupat, bă. Știi când a spus asta? Ai zis că n-am respect. Păi înseamnă că nu e femeie pentru el. Ești deja să faci. Atâta tele tale. Tu ești cu ea împreună, tu ești conștient că stă cu gândul la Duțu. Totuși prefer să fii într-o lumină proastă, să te pup la pod. Mai stă și aici cu decolteu în fața bărbaților. Ăsta până la supărare. Până acum Ador a dormit pe canapele astea toată săptămâna. Așa? Că îl interesa mult rău de tot de tine. Așa? Era fiert să se împace cu tine, să te facă... Lasă-l că și ăsta se pupă la voi. Situația, băi, acum că se apropie gara, începe să vorbească și ăsta mult rău. Ce voi păi cine fac, suntem? Băi, te interesează de fata asta? Îți dai cu părerea de fata aia care nu am? Sau nu dau? Nu, nici măcar nu am o relație. Și tu ai făcut același lucru. Băi, părând! Mie îmi place să o privesc cu părere. Dacă tu ți-ai permis să-ți dai cu părerea despre femeia lui, așa și da, era într-o relație, da, era într-o relație și e divers. Dar tu cum poți să accepti? A fost părerea ta așa și părerea lui, că era relație, că era relație. Poți să-ți pui punctul de vedere, bă, uite, vă deranjează aia. Eu am greșit asta, tu asta nu spune punctul de vedere, că ăsta e bine greu de tot. Așa e. Ăsta e vai de capul lui, ce punct de vedere? Mulțumesc. Dacă eu vai de capul lui, care are punctul de vedere, nu înseamnă că e vai de capul lui. Bă, e milă pentru tine. Eu sunt jos, ești de joasă. Da, ok. În loc să o pași cu fata aia ca în jurat-o, dormeai și pe canapea. El are întrebat de vedere. Ok, ok, așa e. Cum poți accepta, tu ca bărbat, cum poți accepta ca bărbat alfa să știi că femeia aia se gândește la duțul și te pupă pe tine? Când îl aștept. Bă, frate, nu sunt rău la ce... Unde știi tu? Dar de unde știi tu? Mai trageți fermoarul la tale, Duțu! Unde știi tu la ce mă gândesc tu eu când îmi pupi gel? Tu ai zis că l-a aștept pe Duțu, ai zis că l-a aștept pe Duțu, ai intrat pe Duțu. Da, am zis că l-a aștept pe asta, am spus că l-a aștept. Dar voi sunteți în relații, de ce v-a atras atenția atât de tare? Nu știu cum poți, să accepti trandafirilor. Nu pe mine. Să lasă să te pupi, să apropie de tine, știi ce? Tu ai fost primul care. Pe Duțu nici măcar nu-l cunosc în primul rând. Te spai mai mult. Pe Duțu nici măcar nu-l cunosc. Da, dar mie îmi plăcea de-a dracu, eu eram un copac
singur. Despăi mai mult că îi place. Același lucru. Da, cum a fost la Vlad cu Daniela, e cam ceva de genul și stilul tău. Aceeași strategie o folosești ca și Vlad. Dar voi aveți relații. Îl lași pe ăsta să se apropie de tine, după care îi dai cu firma în cap când apare Duțu. Băi, dar nu ai de unde să știi, Alex. Nu ai de unde să știi, pentru că ea a zis că a simțit o chimie între ea și Genu. Băi, asta zic. Dacă l-ar fi făcut ceea ce am simțit pe Duțu, nu i-ar fi simțit la chestia asta pentru alt bărbat. Păi atunci de ce a venit și a bătut cu pumnul în piept că-l vrea pe Duțu? Stai un pic. Îi plăcea fizic, l-a văzut în post, dar nu-l cunosc. L-a văzut în post, dar nu-l cunoaște. Cum? În schimb, la Gelu l-a văzut și fizic și i-a văzut și caracterul, să zicem așa. Bravo, Daniela, bravo, 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 Daniela! Te pup. Păi nu, eu zic adevăr, eu zic ce mi-a spus ea. Nu vorbește prost. Eu spun ce mi-a spus ea aseară, pentru că și eu am fost surprinsă că v-a spus. Păi da, și mie mi-a spus, era lângă mine, da, frate. Da, exact. Chiar nu puteți să vă legați de ea, pentru că este asumată și a făcut ce a simțit. Exact. Chiar nu puteți să vă legați de ea. Subiectul ăsta e tabu. A făcut ce a simțit, a simțit chimia, s-a apropiat. Poate Duțu nici nu o să mai existe în peisaj sau nu te-a ieșit. Exact, poate e genul să facă aibărarea, poate. Bravo, Naba, bravo. Voiam să fac asemănare. Ce asemănare are Beatrice cu ăsta, jur. Deci amândoi, la amândoi le place să umbli după mai multe capete, din ce observ. Inclusiv Beatrice, inclusiv și... Da, da, uite, Alex, aici, Alex, dar lăsați-i să cunoască. Am înviat după toți. Ana, Ana exagerează. Ai zis că ai venit pentru Radu, după care te-ai dus la Duțu și pe ăsta l-ai luat ca treia opțiune. E a treia opțiune, omul ăsta. Da, da, uite și Ana, a intrat pentru Radu și s-a îndrăgostit de Codruț. Cică și l-a... Bă, m-a pus în topul ei, mă. Când a venit, m-a pus în topul ei. Ana, pe ăsta l-aș vrea da posibilitatea de asta ești acolo. Nu, te-a venit femeia și nu s-a îndrăgostit. Către ui, cineva care are relație, da! Dar ia să mai are motiv, nu ca tine să te numi ca aici! Care-i problema? Și vorbeam în felul următor, dacă avea bun. Bă, nu vreau să fac un top, vreau să cunosc pe fiecare post. Asta zic. Dar în momentul în care a ajuns că vine și intră pentru Duțu, acum el așteaptă pe Duțu. Păi ăsta-i Miloc! Ăsta-i Miloc acceasă! Ăsta stă acolo să vorbim! Nu vorbim aici! Nu vorbim aici! Nu vorbim aici! Da, ăsta se poate! Femeia i-a luat florile! Nu-l așteaptă pe Duțu! Asta mi-a spus ea seară, Nicolas, vorbește aici de ea! Era un bărbat de 22 de ani! O, gata, prins-o! O, hai! Da, vorbește aici de ea! Beatrice are un interes strict competițional! Te folosești de gelul până vine Duțu, după aia îl dai uitări pe ăsta. Nu e adevărat, dacă sunt după aceea ce-a întâmplat. Dar ce ar trebui să fac, să dorm pe canapea? Dar ce v-aș făcut? Mă zăi, la interviu. Păi dorm pe canapea ca tine, Duțu, fac cu fata aia. Păi, ce-am făcut? Pe toată săptămâna ta, aia. Aia ta, nu-i cumpărat. Argelu, vorbește de fapt. Acum că e gala, gata, te faci și tu cu interesează. Nu vorbește de fata aia, că ai jurat-o, tu nu vorbi de Beatrice. Nu e adevărat, Gelule. Gelule, Gelule, stai cu mine. Da, păi adevărul. Mă deranjează adevărul. Ce a trebuit fata? Să-i înțelegi la puterea dragostei și a trebuit fata. Să sunt la puterea dragostei, trebuie să arată dragostei. Săptămâna asta nu mai cumpura pe asta. Nu ai nici doar fiind, frate. Asta a fost acolo ieri, în condițiile în care nu ai văzut. A vorbit cu Adriana. Nicolas, nu vorbi, nu vorbi, Nicolas. Poți fi om, Gelule, poate tu nu observi. Ai respect față de ea? Cum ar trebui? Dacă tu ai făcut aceeași chestie, s-a vorbit cu Adriana. Nu ai făcut aceeași chestie, nu ai vorbit cu Adriana. În același timp, lasă-mă. Că a dormit pe canapea în spate. Bă, dacă tu mai ești, vezi, ai trezit tu, Nicolas, care umblai după Gianina și după Georgiana în același timp, pe bune acum. Pe de atâtea ori am spus, vezi, vezi că o să ajungă la chestia asta, pentru că nu suntem doriți în casă de nimic, de niciun concurent, să fim noi împreună și toți se bagă contra noastră. Și am spus, crezi că o să fie ceva, o să se întâmple ceva. Și el, nu, că așa și nu știu ce, acum vine cu din astea, am legături de astea. Și tocmai cu cine, cu cea mai falsă din casă și care chiar e doar pentru competiție aici, că am văzut toate că e pentru competiție aici. Deci cum ea mi-a dat-o nouă, așa o să o miște și... Noi nu cred sub asta cu Codruț. Știi care e casa? Codruț e mic. E mic. Cunosc pe Codruț, îl cunosc pe de rost. El crede că dacă se combină cu gata, e și el faimos, dă vine la TV, că oare pe Naba și că nu ce, și Naba e cunoscută în România și... Și cunoscută. Ți-am spus și în spate, are 100.000 de urmăritori pe Instagram, dar ea face 2.000 de like-uri la poze. Adică, serios, ce înseamnă asta? Normal! Eu nimeni, trebuie să te nimeni nu știe. N-ai nimeni.
niciun drept să-i spui lui Beatriz chestia exact. Asta sau Gelu să zică ceva, sau lui Gelu. De ce? Pentru că tu ai făcut același cum lucru. Să nu am da, să facă, să facă ceva. Foarte bine că l-a pupat pe Gelu, foarte bine că i-a luat florile. Bravo ei! Nu te mai băga tu! Care e problema că l-a pupat ca să-și facă subiect, să iasă de evidență și nu le-a dus un teritoric ăsta. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.